Repartitoarele erau obligatorii și până acum, însă nu era stabilit un termen până la care acestea să fie montate efectiv pe calorifere. Acum data limită a fost stabilită și mai mult decât atât se anunță amenzi pentru cei care nu respectă legea. Astfel, prahovenii care nu au în imobile astfel de repartitoare pot primi amenzi între 500 și 1000 de lei stabilite prin legea 325/2006. Montarea contoarelor până la 31 decembrie 2016 are ca scop individualizarea consumurilor de apă caldă și energie pentru încălzire, răcire, la nivelul fiecărui apartament sau spațiu cu altă destinație. În cazul în care utilizarea de contoare individuale nu este fezabilă din punct de vedere tehnic sau nu este eficientă din punct de vedere al costurilor, este obligatorie montarea repartitoarelor individuale de costuri pe toate corpurile de încălzire din fiecare unitate imobiliară în parte.